De la 12 le-am spus să am discernământ, să fac diferența între ce este păcat și între ce este bine. Am mers la biserică împreună cu Felix, împreună cu alți frați de vârsta mea. Cântam în corul bisericii, chiar mai mult de atât îi mulțumesc Dumnezeu pentru harul lui. Eram copil și dădeam tonul la cântare în biserică, dar adolescența, știți dumneavoastră cum este, am crescut mai mare, am început viața de adolescent, am neșeu și nume greu să spun lucrurile acestea, eram un copil, Dumnezeu știe și cunoaște lucrurile acestea, am început să merg la discotecă, am început să merg cu fetele, să vorbesc cu fetele și încet, încet am uitat ce este dumnezeiesc. M-am căsătorit, am avut și copii, slăviți să fie Dumnezeu, așa a fost situația, dar nici nu m-am prezentat datorită faptului că am întârziat, datorită faptului că am întâmplat vreun problema de pană de cauciuc și din pricina asta am întârziat. Mă numesc Daniel, am 38 de ani, vă mulțumesc Dumnezeu să vă binecuvinteze, sunt aici cu soția mea, Flori. Avem 5 copii împreună, copii binecuvântați de Dumnezeu, copii care și la rândul lor caută să trăiască lângă Dumnezeu și lucrul acesta mi-i place foarte mult și mulțumim lui Dumnezeu. Vecinul meu era pocăit și m-a chemat într-o zi, într-o vineri seară, într-o sâmbătă, nu mai rețin minte exact, dacă cred că ați auzit de sora Gabi Lunca, de la București, a venit la noi în zonă, la Piscu Vechi, acolo unde era biserica mamă. Vreau să vă spun de la început lucrurile cu Dumnezeu. M-a chemat la pocăință și vreau să demonstrez cum Domnul Iisus Hristos a venit și a mijlocit pentru mine și a spus, tată, mai lasă. Am mers acolo la evanghelizare, un păstor binecuvântat cu Duhul lui Dumnezeu în el, cu dar de la Dumnezeu de cunoștință și de descoperire. Oameni buni, după ce s-a încheiat programul de predică, cum se obișnuiește la pocăiți, poate cineva este cercetat, poate cineva este gata să sară sus pentru Iisus, omul pune întrebare și zice, dacă este cineva în sală care vrea să-și predea viața Domnului Iisus Hristos să vină în față. În mintea mea și în gândul meu, atunci aveam vreo 19 ani, era gândul pocăinței, dar nu știam cum, nu aveam putere, mi-era frică că nu pot să rămân pe cale. Au ieșit vreo 5-6. Zice, să luăm un verset dintr-o cântare și în timpul acestui verset dintr-o cântare poate mai iasă cineva. Mărturisesc înainte lui Dumnezeu că n-au ieșit nimeni. Eu m-am pus pe bancă, nu mă vedea, că era foarte multă lume, eram undeva în spate de tot. Am pus pe bancă și am început să plâng, Doamne, nu mai insista la mine, că n-am putere. După ce s-a terminat versetul din cântare, face chemare și zice, aici mai este un suflet care trebuie să-și predea viața în brațul lui Dumnezeu. N-a ieșit nimeni. Din nou, a zis să mai luăm un verset dintr-o cântare. Poate acest suflet va avea putere și va ieși în față. Plângeam în cohot de pe bancă și totuși n-am ieșit. A treia oară a zis să mai luăm un verset dintr-o cântare. Și s-a cântat cântarea și am ieșit în față la insistențele Duhului Dumnezeului Celui Viu. Pentru că omul acela nu mă vedea. Am ieșit în față cu ochii lăcrimați. Cei care m-au văzut s-au bucurat pentru mine, m-au îmbrățișat, m-au apreciat. Dar pot să zic că a fost ca și sămânța căzută lângă drum. Nu m-a ținut mult, pentru că așa era situația, erau probleme. Nu am reușit să rămân. Am plecat în Grecia. În 2004 am plecat cu soția. Aveam 2 copii pe atunci. Am plecat în Grecia și am uitat definitiv de pocăință. Acolo ne-am văzut viața așa cum o vede orice om de lume. Am venit în vacanță după 2-3 ani, am venit în România. Cumnatul meu și cumnata mea, sora ei,
Și soțul surorii ei era un tot Dumnezeu de mult. Și ne-am dus pe la socrii, care socrii noștri din Băilești. Ne-am dus pe acolo și dacă eu mers la biserică, hai să mergem și noi cu ei la biserică. Și ne-am dus la biserică. Ne aveam o dorință. Casa noastră, avem o casă sărăcăcioasă. O casă cu un acoperiș fai și amar. Toate formele, toate strâmbăturile, toate ploua prin el. Casa la exterior arăta destul de groasnic. Și dorința noastră era să muncim, să facem bani și să facem și noi casa. Și Dumnezeu ne-a ajutat la lucrul acesta și ne-a îndeplinit dorința aceasta și am făcut casa, am făcut acoperiș, am făcut-o pe din afară, am tăguit-o, am vopsit-o frumos, portocaliu, așa cum ne place nouă. Și am mers la biserică. În rugăciune, cred că prima rugăciune a fost, soția mea are o lucrare și zice, iată femeia, că te-am binecuvântat și ți-am îndeplinit dorința cu privire la ceea ce ai avut în mintea ta și în gândul tău. Iată că acum este timpul să te întorci la mine. Dacă nu te vei întoarce, un mare foc va trece peste casa ta. Cum a terminat sora, un alt frate mi se adresează mie în același mod. Ascultă, bărbatule, că ți-am îndeplinit dorința și ai făcut ceea ce ți-ai dorit. Acum este timpul să vii la mine și să te întorci la mine. Dacă nu, un mare foc va trece peste casa ta. Ne-am înspăimântat, ne-am îngrozit. După două zile, am mers cu tatăl meu la păstorul acestei biserici pentru informație. Cum am intrat în apartamentul fratelui păstor, Mitul chema, chiar dacă este filmat să se știe, că totuși și el a fost omul de Dumnezeu. Cum am intrat pe ușa apartamentului, am dat mâna și am început pe loc să suspină, să plângă și să spune, pocăiește-te, băiatule, pocăiește-te, tinerule, ca să nu sufere, pocăiește-te, ca să nu vină focul peste casa ta. Și am zis, stau să ne pocăiesc, așa e. Am plecat în Grecia, am uitat. Am uitat de amenințarea lui Dumnezeu, am uitat de focul care nu știu, mă închipuiam. Mă gândeam că o să-mi ia casa foc, dar nu știam că poate să se întâmple ceva cu cineva drag mie. Ca Dumnezeu să apese atât de tare și suferința mea, focul din inima mea să fie atât de mare că să nu mai poată fi stins toată viața. Că sunt persoane care rămâne cu foc în inimă toată viața și focul acela nu mai poate să fie stins niciodată. Și au trecut ani, până în 2009. Așa a trecut. Nu mai avem nicio treabă. Fratele meu, mai mare, care și el era pocăit, dar și ăsta s-a pocăit în urma unei tragedii în familia lui. I-a murit un copil de 7 luni, eu aveam 14 ani atunci, țin minte, l-a îngropat și mai avea o fetiță de 2 ani. Și eu, așa am gândit Dumnezeu, noaptea am avut un vis. Se făcea că eram cu fetița pe pat și fratele meu Abel cu fratele Nelu, un fost slujitor al lui Dumnezeu care a plecat la Dumnezeu și omul acesta s-a rugat așa, Doamne, ia-mi viața, Doamne, ia-mă la tine și rea, tânăr, nu mai vreau să trăiesc, că dacă mai trăiesc, mi se stinge focul și dorul după tine. Mai bine i-am viața acum când sunt gata, că știu că voi veni și mă voi întâlni cu tine dacă mă las și mă pierd. Și Dumnezeu l-a luat așa cum s-a rugat. Și fratele acesta îi spunea fratelui meu așa, vezi, Abel, dacă nu te pocăiești, hai să o perzi și pasta, iartă cu degetul la fată. De 3 ori a zis, dacă nu te pocăiești, hai să o perzi și pe aceasta. Dimineața m-am trezit și am spus fratelui meu, Abel, uite, am avut un vis. Se făcea că era fratele Nelu, și ți-a zis că dacă nu te pocăiești, ai să pierzi și pe Madalina. Și vă dați seama, inima unui tată care ieri îngroapă un copil și astăzi să primească vestea că dacă nu se pocăiește, o să mai groapă altul. Și fratele meu s-a hotărât și s-a întors la Dumnezeu. A venit la noi în Grecia. Soția mea lucra într-un magazin de carmangerie, cam acelar. Eu lucram în construcție acolo.
Și el a venit la noi, a stat vreo 3 luni de zile la muncă. Primul lucru care a întrebat de biserică, unde este o biserică? Noi dacă nu mergeam la biserică, nu știam unde este biserica. Noi aveam viața noastră, liniștiți, uitasem de Dumnezeu, uitasem de ceea ce avea să treacă peste noi, uitasem de tot. Și unde lucrez, soția mea zice, nu știu, acolo unde lucrez eu la magazinul respectiv, văd bărbați și femei cu baticul pe cap și bărbați cu Biblie sub braț. Probabil că în zona acolo este o biserică. Bine, mergem acolo. Ne-am suit în mașină și duminică seara, la ora care îi vedea ea că trece, ne-am dus, am găsit biserica și am fost la biserica aceea o singură dată. Apoi a venit vremea, fratele meu a plecat și am mers acasă, în România. Noi am rămas în continuare. După un an de zile, de când am fost în biserică, era biserică de români, tineri, oameni ai lui Dumnezeu acolo, într-o duminică după masă, eu nu aveam ce să mai fac, mă plictisisem de tot, vizitasem tot, practic nu mai aveam ce să fac în Atena. Soția mea a luat cei doi copii, a plecat cu ei în parc, eu m-am îmbrăcat așa cum se îmbrăca ei, pantalon de ștofă, cu cămașe, cu pantofi, și am mers și eu la pocăiți. Frați și surori, am intrat în biserica aceea, am stat la program, cântam cu ei, că și cunoșteam cântările, mă rugam și eu, dar credeți-mă, s-a predicat frumos, s-a cântat frumos, dar nu se lipea nimic absolut de mine, absolut nimic. Dar în inima mea simțeam nevoia foarte mult să stau de vorbă cu cineva din biserica aceea. Inima mea tângea să stau de vorbă cu cineva din biserica aceea. După ce s-a terminat programul, m-am pus pe bancă și 5 minute am stat acolo. Ca, nu, că poate cineva mă va întreba și pe mine ceva. Parcă eram invizibil. Începând de la fiecare membru și de la fiecare slujitor care trecea prin fața amvonului și slujea, nu m-a întrebat și pe mine, mă, ce-i cu tine? De unde ești? Salut? Sau pace? Sau nimic? M-am ridicat așa supărat în inima mea. Mi-e rușine să spun lucrul acesta, am dat cu uitul cumva la biserica aia și am zis, ce pocăiți, fantosâți, nu mai calp aici în viața mea, M-am suit și am plecat. Ajung acasă seara la ora 8, soția mă întreabă, unde ai fost? În paici până oraș. Da, zi, unde ai fost? Paici până oraș, nu auzi? Na, spune-mi unde ai fost. Zice, am fost la pocăiți, la adunare. A, păi mi-am dat seama după cum ai fost îmbrăcat. Atâta, s-a discutat noi în casă despre pocăință, nimic altceva. Eu promiseasem că nu mai calc în biserică niciodată. Dimineața, luni, eu am plecat la munca mea în construcții. Soția a mers la magazin, la carmangerie, unde lucra ca măcelar. Frați și surori, niciodată nu cunoaștem planul Dumnezeu. Niciodată nu știm bunătatea lui Dumnezeu, care este fără margini. Niciodată nu cunoaștem cât de mult își dorește Domnul Iisus Hristos să venim la El plin de bucurie, pe picioarele noastre să ne putem deplasa, să putem mărturisi și să putem preamări numele Lui Cel Sfânt. Aici a intervenit mijlocitorul care spune, mă voi ocupa personal, mai lasă că mă voi ocupa personal de El. Aici a venit cuvântul lui Dumnezeu care a spus, aici s-a împlinit cu mine. Frați și surori, eram în spate la un zid așa, singur acolo, și aveam aici o grămadă mare de scânduri și de pătrați care trebuia să le curăț cu chisărul de cuie și de beton și să le pachetez frumos. Mărturisesc în numele lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus mărturisesc că spun adevărul. M-am luat o călătură din creștet până în tălp sau din tălp până în creștet, nu știu cum a venit. Un suspin și am început să plâng și să spun așa, eu nu mai pot să trăiesc fără Iisus. Nu mai rezist fără Hristos în viața mea. Cum voi ajunge acasă la Florio să-i spun că noi trebuie să ne pocăim, că noi nu mai trebuie să trăim în lumea asta fără Hristos. Nu mai am răbdare până ajung acasă. De la ora 7:30 când am început munca și până la 2:30 când am terminat, nu mai aveam răbdare, plângeam continuu și suspinam. Eram singur în colțul meu și lucram acolo. Nu mai am răbdare să ajung să iau de la muncă la ora 3 să-i spun că noi trebuie să ne pocăim. Mă duc, iau soția de la muncă, intrăm în casă și spun, Florin, stai jos, vreau
Vreau să vorbim ceva. Ea știindu-mă pe mine o fire mai veselă, mai bine dispusă, când m-a văzut atunci așa în serios, zice, s-a speriat practic, zice, ce s-a întâmplat? Dar dimineața n-am încetat să plâng și să spun că nu mai pot să trăiesc fără Hristos. Nu aveam răbdare să te întâlnesc, să-ți spun că noi trebuie să ne pocăim. Ăsta mi-era dorul și focul care aveam să-ți spun. Soția mea spune, Daniele, așa că jumate când am început munca, te-am cu cuțitul bucăți de carne și încurgea lacrimile pe carne și spuneam, nu mai pot să trăiesc fără Iisus în inimă. Nu mai pot să trăiesc fără Dumnezeu. Cum ajung acasă la ora 3, îi spun Daniel că noi trebuie să ne pocăim. Cum ajung acasă, îi spun că noi trebuie să ne pocăim și să nu mai trăim fără Hristos. Frați și surori, acesta a fost mielul lui Dumnezeu. Acesta a fost mijlocitorul care a spus, Tată, lasă-i, mă ocup personal. Dacă nu, Doamne, fă-le ce vrei Tu, Doamne, Dumnezeule. Dar eu am murit pentru ei, mi-am dat viața pentru ei. Și atunci când am auzit, inimile noastre s-au umplut de cercetare. Ne-am pus pe genunchi, ne-am rugat și am mulțumit lui Dumnezeu pentru felul, pentru modul. Ne-am adus aminte de amenințarea care am primit-o, de focul care trebuia să treacă peste casa noastră și Dumnezeu ne-a isăbăvit într-un mod minunat. De atunci, nimic și nimeni nu ne va mai despărți de dragostea lui Dumnezeu. Și aș vrea în încheiere să închei cu un verset din Evanghelia după Ioan, capitolul 7, cu versetul 38. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Aș vrea să mă întreb și să te întreb, fratele meu și sora mea, și să plece acasă cu gândul acesta. Ce curge din inima ta? Ce curge din inima mea? Curge râuri de apă vie? Cei care s-atapă de la acest râu care curge din inima mea, trăiesc? Prind viață? Supraviețuiesc? Sau curge o travă, un râu amar, un râu stricat? Dacă nu te-ai întrebat până acum lucrul acesta, aș vrea să-ți faci bine socoteala împreună cu mine și să spunem, Doamne Dumnezeul meu cel bun și sfânt, rugă de inima mea, Doamne, să curgă râuri de apă vie, Doamne. Când deschid gura, Doamne Dumnezeule, acest râu de apă vie, Doamne, să învioreze inimile celor întristați, să dea speranță celor care nu au speranță, să dea nădejde care nu au nicio nădejde, Doamne, și să aducă alinare. Vă invit să vă ridicați pe picioare și să venim într-o rugăciune comună și să spunem, Doamne Iisuse Hristoase, Tu cunoști inima mea, Doamne, Tu știi ce este în inima mea, Tu cunoști râul, Doamne, care în fiecare zi curge din inima mea, Doamne. Dacă nu este ce voiești Tu, Doamne, de astăzi, Doamne, doresc să curgă din inima mea râuri de apă vie, Doamne, și eu să am viață în Tine și viața mea, Doamne, să trăiască, Doamne, doar pentru Tine, în numele lui Iisus Hristos. Ne smerim cu toți la rugăciune.